Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Sportul Special. Sunt Bogdan Cotruț, vă invit ca de la această oră, ora 19, zi de luni, să rămâneți alături de noi până aproximativ în jurul orei 20 pentru o nouă întâlnire cu emisiunea noastră săptămânală de sport. După o pauză de o săptămână prilejuită de sărbătorile naționale care ne-au ținut departe de studio și, departe de discuțiile legate de fotbal și sport în general, iată-ne de nou întorși la masa discuțiilor referitoare la fenomenul sportiv teleorumânean, în special fenomenul fotbalistic. Și dacă tot vorbim de fotbal, e bine, dragi prieteni, cum sună unul dintre sloganurile UEFA, un slogan de promovare a unui fenomen care, iată, ușor, ușor, pas cu pas, capătă o amploare tot mai sporită, viitorul fotbalului este unul feminin. Ținând cont de acest slogan promovat intens de UEFA, nu doar prin vorbe, ci și prin fapte, în această seară îl avem invitat alături de noi în studioul Media Sud pentru o discuție despre fotbalul feminin, pe nimeni altul decât pe președintele clubului de profil de aici, din Alexandria, Universitatea Alexandria, domnul profesor Adrian Cioacă. Bine ați revenit! Bună seara! O pauză destul de lungă de absență de aici, din studioul nostru. Ultima oară când ne-am întâlnit discutam despre peripețiile, speranțele de viitor pe care și le pusese Universitatea Alexandria legată de aventura care o aștepta începând din această teamă, din această toamnă în Superliga Națională de Fotbal. O aventură care, iată, și-a tras cortina peste jumătate din drumul pe care trebuie să-l parcurgă un sezon regulat. S-a terminat prima parte a campionatului. Înainte însă de a trece la a diseca evoluțiile fetelor de la Universitatea Alexandria în primul eșalon fotbalistic al țării, dragi prieteni, trebuie să vă spun că s-a tras cortina și peste eșaloanele fotbalistice de fotbal băieți la nivel județean. Despre aceste lucruri vom avea emisiuni speciale de analiză, de sinteză, de retrospectivă pe parcursul acestei luni până la finalul anului calendaristic 2014. Avem multe de discutat, însă ne facem datoria în preambulul acestei emisiuni, în preambulul discuției cu domnul profesor Adrian Cioacă, de a ne arunca o privire și asupra ultimei etape, a 15-a, runda 15-a și ultima a turului de campionat din primul eșalon fotbalistic al județului Telorman. E vorba de Liga 4, o Liga 4 care, iată, a fost foarte, foarte turbulentă și tulburată în acest sezon competițional 2014-2015. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, avem și o statistică care ne prezintă rezultatele ultimei etape a 15-a. Din acest tur de campionat în Liga 4, le așteptăm și noi afișate pe ecran pentru a le comenta și le trece în revistă foarte, foarte rapid pentru a ne ocupa apoi de subiectul propriu-zis al emisiunii noastre. Dacă nu, așteptăm și îi dăm citire următoarelor partide. Unirea Țigănești a reușit să treacă acasă la limită scor 2-1 de Rapid Buzescu. Viață Nouă Olteni 1-1 pe teren propriu cu FCM Alexandria, un rezultat foarte, foarte important, ținând cont de faptul că FCM Alexandria se găsea înaintea acestei săptămâni într-o cursă de urmărire a liderului la zi Sporting Turnu Măgurele. O egalare a gazdelor prin Victor Bădănoi în minutul 90 plus 2, în minutul 2 de prelungire așadar. Viață Nouă Olteni, o echipă aflată în mare, mare suferință în acest tur de campionat, o echipă care nu s-a regăsit, iată că face al treilea rezultat pozitiv la rând, după calculul nostru, și împotriva unui adversar foarte, foarte dificil. Unirea Petrolul Videle, Voința Saelele, 1-3, victorie mare pentru oaspeții de la Saelele pe terenul celor din Videle. Și în fine, ultima partidă disputată în această rundă cu numărul 15, ultima a turului, Astra Ploska pierde acasă la limită contra campioanei, nu doar de toamnă, îndrăznim să spunem noi, ci campioanei județene, Sporting Turnu Măgurele. A fost un 0-1 pentru Sporting Turnu Măgurele în ultimele 10 minute, mai exact Teloacă a marcat pentru oaspeții de la Turnu Măgurele în minutul 80, un meci dificil. Până la urmă, elevii antrenați de Vali Bădoi au reușit să se impună la limită, 3 puncte mari care vom vedea atunci când ne vom arunca o privire și asupra clasamentului provizoriu din Liga 4, cred eu, a tranșat definitiv disputa cu FCM Alexandria. Acesta este clasamentul.
Aruncăm o privire rapidă. Sporting Turnu Măgurele, după 11 partide, a acumulat un total de 31 de puncte și nu mai poate fi atins, mai poate fi ajunsă, după părerea noastră, de FCM Alexandria, ocupanta poziției secunde în clasament. Așadar, cu această diferență de puncte, ținând cont de modul în care s-au prezentat cele două loturi, ținând cont de forma de joc, de atmosfera de la echipe, nu cred că Sporting Turnu Măgurele mai are vreo emoție în privința adjudecării primei poziții și în vara anului viitor, atunci când cred că formal se va încununa și oficial ca și campioană a județului Telorman. Celelalte poziții contează mai puțin, dragi prieteni, și dacă ne mai aruncăm rapid o privire asupra programului din ultima etapă a 15-a, dacă mai putem da o dată graficul cu rezultatele înregistrate în ruda a 15-a, vom vedea că din 9 partide care ar fi trebuit să se desfășoare conform țintarului stabilit la debutul acestui sezon de campionat, doar 4 s-au disputat. Unirea Brânceni a avut o săptămână de pauză pentru că echipa din Vârtoape s-a retras de mult din campionat. Dunărea Zimcea, de asemenea, s-a odihnit și ea, a intrat în vacanță mai devreme, pentru că Ajax Botoraga este ultima dintre echipele care au aruncat prosopul înaintea finalului acestui tur de campionat. Spic Poporoschia, de asemenea, o echipă intrată mai devreme la odihnă. Udineze Uda Clococeu s-a retras și ea din campionat și Inter Găleteni, evident, nu a putut primi vizita celor de la Metalul Peretu, pentru că Inter Găleteni este prima echipă care s-a retras din campionat. Mulțumim! Mulțumim regiei. Așadar, în campionatul județean, care anul trecut era unul de cele mai puternice din țară, după analizele noastre, avem numai puțin de 4 echipe care au spus pas competiției înaintea finalului de tur de campionat. Nu mai există nicio miză în Liga a 4-a în privința retrogradării și, după cum arată clasamentul și după cum am putut observa raporturile de forță în acest tur de campionat, cred că s-au epuizat emoțiile și tot farmecul și în privința luptei la titlu. Mai rămâne de văzut dacă se vor mai retrage echipe din campionat, pentru că atunci ne putem confrunta cu niște situații extrem, extrem de dificile, cărora nu știu cum șefii fotbalului la nivelul județean vor putea să le facă față. Campioana județului, pentru a putea susține meciul de baraj, are nevoie de un anumit număr de meciuri disputate pentru a putea participa la meciul de baraj. În caz contrar, sunt dificultăți serioase. Și ar fi păcat pentru virtuala campioană Sporting Turnu Măgurele, care a arătat soliditate și dorință de a promova în fotbalul divizionar, să fie împiedicată tocmai de aceste abandonuri de parcurs ale diferitelor partenere de competiție. Bun, încheiem cu fotbalul băieților în Liga a 4-a. Foarte, foarte tulbure apele. S-a tras cortina peste acest tur de campionat. Domnule profesor, noastră mai urmăriți fenomenul fotbalistic în general. Nu o să vă întreb foarte mult ce părere aveți, cine va fi campion. Am spus eu că Sporting Turnu Măgurele, după părerea mea și nu numai a mea, nu mai are absolut nicio emoție în privința adjudecării titlului de campioană județeană. Mai rămâne doar să aibă suficiente meciuri ca să și poată merge la baraj. Câte 22, parcă. 22 de meciuri, numărul minim. Acum, săptămâna viitoare, cel mai probabil în studioul vom avea pe președintele AJF-ului din Telorman, pe domnul Stan Prodan, împreună cu care vom analiza fotbalul din Liga 4-a, dar nu numai din Liga 4-a. Și de la el poate vom afla mai multe legate de ce se poate întâmpla, pentru că e o situație foarte, foarte complicată, extrem de complicată. Criza e profundă la nivelul fotbalului, nu doar la nivel de județ, la nivel național. Sunt turbulențe foarte mari. Domnule profesor, bine ați revenit încă o dată, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Am fost unul dintre cei care și-au pus mari speranțe în capacitățile sportive ale fetelor de la Universitatea Alexandria de a reprezenta județul în primul eșalon fotbalistic al fotbalului feminin la nivel național. Ați reușit să faceți o figură până acum, zic eu, onorabilă. Din 8 echipe în Superliga Națională de Fotbal, Universitatea Alexandria, ca nou promovată, ocupă un loc 5. Da, mulțumit. Cu mari șanse, foarte mulțumit, cu mari șanse de a prinde play-off-ul
superligii naționale. Să le spunem prietenilor noștri că Universitatea Alexandria este nou promovată și probabil cea mai tânără echipă Da, în da, cea mai competiție. tânără echipă din competiție noi suntem. Care ar fi media de vârstă a fetelor? Undeva la 17 ani. Ați putea fără probleme să vă înscrieți în competiția juniorilor? Da, absolut. Am putea face asta. Însă noi, v-am zis, avem fete talentate și am mizat de la o vârstă fragedă pe ele și răsplata se vede. Noi avem rezultate foarte bune și suntem pe un loc meritos, zic eu, după cele 10 etape scurse din acest campionat, fiindcă noi am mai jucat încă 3 etape din retur. Da, fiind puține echipe, atunci... Nu neapărat, să joacă și play-off-ul și mai sunt alte meciuri de disputat. E play-off-ul, mai aveți și alte competiții. Și play-off-ul, discutăm, da, și Cupa României. Și Cupa României, unde sunteți în faza a doua a competiției. Vara trecută se sărbătorea promovarea. Era, exact. Era multă efervescență și pentru dumneavoastră și pentru antrenorul fetelor Călin Pistolea. Și pentru fete. Exact. Era o mare efervescență. Călin Pistolea își dorea jucătoare la începutul toată vara. Verii. Toată vara și-a dorit jucătoare la echipă. Nu i-ați adus jucătoare prea multe. Da, ați făcut câteva implanturi. Care sunt acelea? Da, decât o jucătoare de la Târgoviște, un mijlocaș stânga, și portarul de la Viitorul Buzău, care a jucat în campionat în Liga a doua. Cea de la Buzău este titulară și, sincer, este una dintre cele mai bune portărițe din țară. Ne bucurăm că o avem în componență și s-a văzut valoarea ei, mai ales în meciurile importante, unde ne-a scos multe puncte. De ce nu ați făcut schimbări majore? În primul rând că e foarte greu la nivelul Superligii să aduci jucătoare. Sunt jucătoare profesioniste, multe din țară. Vor salarii, condiții, deocamdată noi nu putem să le oferim așa ceva. Și stând de vorbă cu antrenorul echipei, am decis să mergem pe mâna fetelor din care le-am avut și în Liga 2, cu care am promovat. Mi se părea pe de-o parte și cinstit față de ele, fiindcă ele au muncit, ele ne-au adus aici și trebuia să mergem pe mâna lor. Am promovat și două fete de la echipa de junioare, pe care o avem înscrisă și în Liga de Tineret Speranțe. Una dintre ele deja s-a impus, este titulară de drept și, după părerea mea, este una dintre cele mai importante jucătoare din țară la vârsta ei. Este vorba de Andreea Diț. Și vom merge, 14 ani am plinit luna trecută, pe 29 noiembrie. I-ați făcut și buletinul, ați legitimat-o cu toate actele în regulă. Da, da. Și de acum la fel și în iarnă la fel vom promova și alte fete născute din 2001. Avem fete foarte bune pe care le vom promova la prima echipă. Vom merge pe mâna fetelor tinere în continuare, fiindcă multe echipe din țară, în special cele din de jos ale clasamentului, Braz, Fair Play, chiar și Real Craiova, ne-au admirat și tot timpul ne întreabă care este cheia succesului, cum am ajuns de a duce fetele atât de tinere și ajunge la un nivel atât de înalt, fiindcă în urmă cu 2 ani cu aceleași fete eram Ciuca Bătăi, toată lumea ne priveau cu scepticism ceea ce vrem să facem și noi mergem în continuare pe aceeași linie, mai ales că vrem să avem fete din județul Telorman, majoritatea să fie din județul nostru. La momentul actual, cred că în procent majoritatea sunt telormânence, dar... Și chiar dacă le-am adoptat, sunt și fete din alte județe pe care le-am mutat aici cu școala. Toate telormânence sunt și ele. Le-am făcut telormânence. Acum da. Ele sunt ajutate la licențe. Da, toate sunt la liceu. Sunt licențe și nu vă e frică că veți pierde multe din aceste fete pe măsură ce ele își vor face, vor căpăta experiență și valoare în această competiție națională de fotbal feminin? Ba da, sincer, ne este frică. Deja multe cluburi sunt cu ochii pe fetele noastre. Sunt fete bune, fete valoroase la loturile naționale. Sperăm că să le ținem la noi, la echipă. Avem premize că totul va fi bine de acum încolo. Ele deocamdată sunt la liceu, vor urma facultatea și deocamdată nu trebuie să ne gândim acolo, trebuie să gândească decât la fotbal și cred eu că din fotbal deocamdată, la momentul acesta, ele nu-și pot forma o carieră. Mai degrabă tot școala este primordială și nu ne facem deocamdată probleme pe această chestiune.
Sunt câteva echipe de fotbal feminin la nivelul acestei superligi naționale care cu siguranță dispun de condiții mult mai solide decât cele pe care le are la dispoziție Universitatea Alexandria. Asta în ciuda, indiferent câte ori meciuri veți câștiga dumneavoastră în acest tur de campionat. Adică mă gândesc la Olimpia, Universitatea Tehnică, echipa din Cluj, mă gândesc la formația din Târgu Mureș, chiar și la CFR 1933 Timișoara, echipă pe care ați tot reușit să o înfrângeți și anul trecut prin cupă, ați avut meciuri bune împotriva lor și acum în campionat. Acestea ar fi cele trei capitale ale fotbalului feminin la nivel de fete. Văd că Fair Play București se găsește pe locul 8. Ciudată această situație. Bucureștiul nu domină fotbalul feminin. Ardealul și Banatul sunt în frunte acolo. Ardealul e Fruncea, da. Clujul și Târgu Mureșul, ce au acele echipe față de restul lumii, ca să mai spun așa? Sincer, ce au Clujul și Târgu Mureș, în primul rând, condițiile lor nu sunt așa de bune față de noi. Sincer, noi avem condiții foarte bune la Alexandria în momentul acesta și unde mâncăm și unde stăm. Nu ne putem plânge, fetele la fel. Știu ce se întâmplă în țară, noi la fel. Ei, Târgu Mureș și Cluj, le oferă salarii. Asta este singurul lucru în plus față de ce are la momentul ăsta Alexandria. Au bugete foarte mari și își pot permite luxul de a le oferi salarii. E o problemă în Superligă. Sunt abia 3-4 echipe care își permit să plătească salarii. Asta e diferența la momentul ăsta dintre Alexandria, Cluj și Târgu Mureș. Asta e singura diferență. Fiindcă v-am zis și noi, nu ne putem plânge de condiții. Față de Fair Play București, față de Brazi, noi avem condiții bune. Chiar față și de Real Craiova, fiindcă știm și celelalte echipe condițiile pe care le au. Ce are Alexandria așa ca aturi în privința condițiilor pe care le-ați evidențiat mai devreme? Păi în afară de salarii, și o să vă zic și de salarii. Păi în primul rând avem un teren de antrenament. Multe echipe din țară se confruntă cu această problemă, lipsa bazei materiale. Noi avem un teren de antrenament. Le oferim la fete masă și cazare, v-am zis, le oferim masă la restaurant, la Casa Papa Cipi, ele mănâncă. E un lucru mare pentru ceea ce se întâmplă, v-am zis, în fotbalul feminin, fiindcă nu toate echipele își permit să țină fetele la un restaurant să mănânce. Le-am oferit școlarizare, v-am spus. Eu zic că pentru fete de vârsta lor e ceva bun, părinții chiar ne admiră pentru lucrurile acestea și sunt fericiți, fiindcă își pot ține copiii la liceu pe banii clubului, cum ar veni. Cred că asta a fost până la urmă cheia succesului, în privința căreia se mirau mulți. Ați luat-o de jos, așa, paternalist, da. Ați moștenit modul de lucru de aici, de la bază. Salariile, factorul salariu nu trebuie neglijat. Niciodată, da. Niciodată. O să ajungă fetele la o vârstă în care chiar necesită aceasta. Vă e teamă că vine... Termină facultatea la 23 de ani deja, 24, își întemeiază o familie. Sau pleacă la facultate și primește oferta de la Cluj, da? Da, deci vii la facultatea aceasta de educație fizică și sport din Cluj, tu îți vezi de școală, ai loc în cămin și primești și nu știu câte... Exact. Zeci de... Exact. Este și asta o problemă. Posibil să aveți scenarii de asta. Da, noi suntem pregătiți. Deocamdată nu ne-am înfruntat această problemă și... Sperăm deocamdată să nu avem aceste probleme, fiindcă noi nu ne permitem la momentul acesta să pierdem nicio fată, fiindcă toate sunt valoroase, iar în Superligă e greu, nu ne permitem să pierdem fete din primul 11 în niciun caz. Cum e înțelegerea dintre jucătoare și Universitatea Alexandria? Sunt contracte? Nu, noi nu avem contracte cu fetele, pur și simplu, e înțelegerea noastră verbală. Noi suntem apropiați, multe dintre componentele lotului mi-au fost eleve, și iar eu cu Călin suntem foarte apropiați de ele, tot timpul suntem cu ele, când ieșim în oraș, la meciuri, peste tot. Noi suntem ca niște părinți pentru ele și asta până la urmă este cheia succesului, v-am spus, la noi la echipă. Noi avem o relație foarte bună cu jucătoarele, le-am învățat să ne respecte, ca la rândul nostru și noi le respectăm foarte mult pe ele. Toate poftele li le satisfacem și avem pretenția asta să fim respectați și cred eu că la momentul ăsta asta este cheia succesului, fiindcă echipe precum Braziu, care acum 2 ani ne umileau, Real Craiova, mi-aduc aminte în primul meci cu ei, ne-au învins cu 13-0, nu mai știu scorul, dar râdeau tot timpul de noi,
Fair Play București au ajuns sub noi și asta zic eu că e un lucru îmbucurător pentru noi. Și eu vă spun, echipa Universitatea Alexandria nu va termina pe locul 5. Eu zic că vom termina în primele 4 echipe ale campionatului. Domnule președinte, eu vă propun acum să discutăm puțin și pe cifre și pe statistică. Avem pregătit un tabel cu rezultatele ultimei etape înaintea pauzei de iarnă. Iată, etapa A10 a Superligii Naționale de Fotbal. Asta e Târgu Mureș 10-0 Real Craiova, Club Sportiv Brazi 0-4 Universitatea Alexandria. Cred că este prima victorie pe care o aveți în deplasare. În deplasare, da. Cu Braziu. Heniu Prundu Burgăului 0-2 cu Olimpia Universitatea Tehnică și CFR 1933 Timișoara 12-0 cu Fair Play București. Acestea sunt rezultatele rundei cu numărul 10 din Superliga Națională de Fotbal Feminin. Avem și un clasament pregătit, asupra lui o să ne axăm puțin atenția. Evident, în fruntea clasamentului, Olimpia Universitatea Tehnică din Cluj, secundată de formația Târgu Mureșeană ASEA. Ambele sunt la 25 de puncte, merg cap la cap. Poziția a treia, CFR Timișoara, după care vine Prundul Burgăului cu 16 puncte, Universitatea Alexandria 14 puncte, Real Craiova 12 puncte, 6 puncte pentru Clubul Sportiv din Braz și e o performanță negativă sau o contraperformanță, 0 puncte pentru Fair Play București. Aveți o victorie în deplasare din runda precedentă, ultima, a 10-a. Am avut numai deplasări dificile, era greu să obținem undeva. Toate sunt deplasări dificile la Superliga Națională de Fotbal. Ați debutat în acest sezon de Superliga Națională pe 7 septembrie acasă cu Real Craiova, un 2-2. Apoi v-ați deplasat la Târgu Mureș și ați încasat un 6-1. Da. V-ați întors acasă, le-ați bătut pe cele din Braz cu 1-0. Ați mers la Prundul Burgăului, nu știu... 1-0, am luat gol în minutul 90. În minutul 90. O deplasare foarte frumoasă, cea mai frumoasă deplasare. Pitorească. Într-o zonă pitorească, da. Ați venit acasă 8-1. Ați bătut pe zăpadă... Fair Play București. Pe 25 atunci a fost când a căzut prima zăpadă, exact, nu? Am sunat la federație, n-am putut amâna meciul. A fost peripeții maxime atunci și noaptea dinaintea meciului am dat zăpada de pe teren. Am chemat prietenii. A scos și fetele la o... Și fetele la dimineața stretching. Când au văzut că încă nu era terenul, ne-au ajutat. Au venit cu geci, ledupele, puneau zăpada, o scoteau afară. Cu geaca că erau? Cu geaca, dacă erau numai deci să jucăm meci, fiindcă era frică că nu jucau meci. Făceam o filmare de se ducea pomenea. Deci este incredibil ce am păsit atunci. Toată lumea în țară ne întreba cum să fie zăpadă. E zăpadă la Alexandria, ningea în continuu. Da. Și atunci am jucat până la urmă meciul, da. Am jucat meciul și am învins cu 8-1, nu vă spun. Am dormit 2 zile după meciul acela, cât am muncit, 2 nopți. Bun. Ați mers apoi la Cluj. O vizită interesantă, un oraș frumos. Ați luat 17-0. Da. Ați avut o declarație, o titisem pe site-ul de sport, TR Sport, la prietenul Cristi Marcu, că vreți să fiți prima echipă care marchează gol. Da. Am avut reușit. Prima ocazie de gol. Putem zâmbi puțin, ne-au felicitat, fiindcă am fost prima echipă care am avut prima ocazie de gol la Cluj. Am scăpat singur cu portarul și n-am fructificat ocazia avută. De fapt, singurele noastre sincope, le spun eu, nu prin prisma înfrângerilor, că erau de așteptat să luăm bătaie. Mă uitam 17-0 cu Universitatea, cu Olimpia Universitatea Tehnică Cluj și iar un rezultat negativ, 12-0 cu acasă, cu acasă cu Târgu Mureș. Astea sunt sincopele noastre, după părerea mea, fiindcă nu putem pierde chiar așa să luăm 15-12 goluri acasă. Mi s-a părut un rezultat... Cum s-au simțit fetele când au debarcat ele la Cluj? Acolo unde e practic capitala fotbalului feminin, după Târgu Mureș, acolo. Deci... Primul lucru care ne-a întrebat pe drum, domn profesor, cât sunt în alte fetele alea? Câți ani au? Fiindcă ele v-am spus... Pe asta vreau să vă întreb și eu. Sunt fete, avem în primul 11, 4-5 fete care sunt clasa 9. Închipuiți-vă că au 15 ani. Asta se întâmplă la Universitatea Alexandria, nu da. La Cluj. Și la Cluj toate fetele, sunt mult, 2-3 fete după Ungaria, 2 din prin Africa, deci jucătoare profesioniste care câștigă bani, zici că sunt bărbați. Are cum să fie? Nu fiți atât da, de dur. Da, nu aveți ce să mai povestim. Am rămas șocat de ce am văzut acolo. Ce ați fotbal văzut? Cum în joacă afară, în afară bărbații. De jucătoarele din Ungaria și din Da, cum joacă Africa. Bărbații, le-am spus, cum joacă bărbații.
foarte greu, dificil, am rămas impresionat. Poate de ceea ce am văzut acolo. Pregătirea fizică, cine știe ce mănâncă și ce pliculețe. Da, da, nu știu ce să zic, am rămas impresionat. Noi suntem la început, v-am zis, nu vreau să mă gândesc la meciul ăla, fiindcă nu avem de ce, ei sunt prea mult în fața noastră. Ca să... Pentru noi nu contează meciurile, chiar vorbim cu alea, pentru noi meciurile cu Olimpia Tehnică și cu Târgu Mureș, la momentul ăsta nu contează, fiindcă nu avem ce să facem. Noi ne batem cu Craiova, cu Timișoara, pe Brazi. Ați și învins-o pe Timișoara. Da, echipe care sunt puternice și ele, noi acolo suntem la nivelul ăsta deocamdată și acolo trebuie să ne măsurăm forțele. Bun, după excursia de la Cluj, da? Așa, au văzut fetele Cluj, un oraș superb, da. V-ați întors acasă și ați bătut pe CFR Timișoara cu 3-0. Așa, ne-a fost foarte frică de meciul ăsta, vă dați seama, după acel rezultat, fiindcă am fost învins la Cluj, dar nu ne așteptam, sincer, nu ne așteptam cu să luăm bătaie la scorul ăsta. Da, 17 goluri e cam complicat, numai până care eu jucau fetele alea de la Cluj. Da, la complicat și prin prisma golaverajului, fiindcă dacă ne uităm, avem printre cele mai slabe apărări prin prisma acestor ultime rezultate. Și ne-a deranjat și chiar ne gândeam la moralul lor. Aveam cu Timișoara un meci foarte important acasă, pe care nu trebuia să-l pierdem. Era un meci al adevărului pentru noi, fiindcă eram două echipe de aceeași valoare. Spre surprinderea noastră l-am câștigat foarte lejer. Ne așteptam să câștigăm, adică mă gândeam că putem câștiga acest meci, dar l-am câștigat de o manieră categorică și eu sincer nu mă așteptam să-l câștigăm atât de lejer. Bun, ați bătut pe CFR Timișoara, ceea ce e un rezultat realmente meritoriu. Timișoara este locul 3 în țară. Locul 3 și o echipă cu multă experiență, exact, la acest nivel. Exact, deci asta contează foarte mult. Și pentru conducere, și pentru stafful de echipă profesionistă. Echipă profesionistă, deci contează lucrul ăsta. Și Real Craiova este o echipă profesionistă cu experiență la acest nivel. În etapa 8 ați reușit al doilea egal, după cel de acasă ați mers la Craiova, ați făcut un 3-3. Da, un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Iarăși ați venit frustrați. Da, de acolo am plecat supărați, un punct câștigat în deplasare. Dacă ne întreba cineva acum un an de zile, numai să pierdem cu 2-3-0 era un rezultat mare. E, după 3-3 am plecat supărați. Ce să vă spun, un meci pe care cu două reprize distincte. În prima repriză am dominat meciul de la un capăt la altul, am condus cu 2-0, am avut o bară. Însă în ultimul minut al primei reprize am luat fundașul nostru central Andreea Nica cartonașul roșu. Datele probleme s-au schimbat în a doua repriză, ne-au marcat 3 goluri, am rămas, ne-au eliminat 3 jucătoare, am avut 3 roșii, un meci cu Scântei la Craiova. V-ați luat la harță? Da, 3 roșii, și ele un roșu. Am egalat în ultimele 5 minute cu două fete mai puțin pe teren, am egalat la 3 scor. Eu nu știm ce să mai spunem după acel meci. Am trecut de la agonie la extaz, de la extaz la agonie, prin toate stările. Numai prin stările astea îmi treceți în acele momente. Bun. Un punct câștigat până la urmă, fiindcă, așa să spunem, deplasarea e un punct câștigat. Dar va însu meci pe care puteam să-l câștigăm. Acasă, după meciul, după bătălia de la Craiova, să-i spunem așa, ați venit acasă și ați încasat 12 de la Târgu Mureș. Da, o consecință. Acest rezultat v-am spus. Am avut 3 roșii, am avut și două fete răcite la acel meci, acuzau dureri de cap și febră și vă dați seama, nu putem risca, sunt copile, nu putem risca să le introducem pe teren în acele condiții. Și fără 5 jucătoare de bază nu e greu, e imposibil să faci față echipei din Târgu Mureș. Ele sunt o mașină de fotbal ca și Olimpia, joacă fotbal total, nu interesează proporțiile scolare, dacă pot marca 20 de goluri, sunt ca nemții, 20 de goluri marchează în acel meci. Din păcate ne-au prins pe noi în acea situație și a trebuit să înfruntăm acea umilință. Părerea mea că e umilință ceea ce am pățit acasă. Domnule profesor, în afară de această sincopă din runda a noua de pe teren propriu, ați avut rezultate pozitive pe foarte teren bune, propriu. Da. Runda a 10-a, deplasare la Brazi, 4-0 ați câștigat. Da, meci pe care prima victorie în deplasare. Da, da. Cum e gustul victoriei la prima reușită în deplasare? Sincer, am fost foarte fericiți și proporțiile scorului. În primul rând, în ce am discutat cu antrenorul echipei, cu Călin Pistolea, a fost cel mai bun meci al nostru. Eu l-am considerat pe cel cu Timișoara, dar el vede altfel. Mi-a spus că, după părerea lui, cel mai bun meci al nostru e cel de la Brazi, 4-0. Adevărul că am jucat foarte bine și acolo, în apărare am jucat extraordinar. Nu mai zic în atac, am fost surprins cred că de 10 ori în poziție de offside și asta spune multe despre felul în care am jucat la Brazi.
Hai, o victorie frumoasă, am încheiat campionatul cu o victorie, asta ne și doream pentru moralul fetelor. Așteptam după aceea meciul de cupă la Târgoviște, unde la fel mergeam cu o dorință de, dorința de a câștiga, de a ne califica în sferturile Cupei României. Nu s-a putut juca datorită condițiilor meteo, a nins în acea, acolo o săptămână la Târgoviște. Am amânat meciul pentru startul campionatului pe 1 martie. Sperăm să câștigăm, să ne calificăm în sferturi și de ce nu să ajungem în primele patru, unde cred eu că... Vă veți întâlni cu Olimpia sau cu ASEA Târgu Mureș, Târgu Mureș și cam da. Pe acolo rămâneți. Dacă ajungem în primele patru, e perfect pentru noi. Titlul de campioană informal a României, pentru că e greu să rupi supremația. Sincer, nu ne așteptam. La începutul campionatului chiar nu ne făcusem socotelele acestea. Ne gândeam că vom fi undeva, ne vom bate la locurile 7-8, dar... Sunteți peste așteptări? Suntem peste așteptările noastre și v-am spus, chiar am pierdut niște puncte pe mâna noastră. Sperăm să învățăm, că eu întotdeauna le spun și la copii, la toată le spun că în viață întotdeauna înveți din greșeli. Așa sper și eu ca fetele mele să învețe din aceste greșeli, iar în retur să nu le repetăm. Avem acasă, întâlnim pe Bistrița, un meci decisiv acasă, chiar prima etapă, pe 7 martie, nu? Cam așa. Da. Întâlnim acasă, dacă învingem Bistrița, deja trecem cu un punct peste, peste ele, iar ultima etapă avem la Timișoara. La Bistrița fel, fiind... Contra candidata noastră, că primele patru să calificăm în play-off. Prundul Bârgăului. Prundul Bârgăului, da. Joacă la Bistrița. Da, da. Nu, la, nu, la Prundul Bârgăului joacă, dar așa am prins noi cu Bistrița, nu e mai ușor decât Heniu Prundul Bârgăului. Da, e foarte Heniu. O zonă pitorească, niște condiții extraordinare am găsit acolo, la o pensiune. Păcat că e distanța lungă, 12 ore pe, pe drum. N-aveți o cursă certă școală? O să dispunem în timp. Poate găsim vreun arab și cine știe. Vreun arab care să aveți grijă cu, cu arabul, da, mai ales la fotbalul feminin e riscant. Intrăm la, la nu, ce nu medie, cred că se implică. La ce medie de vârstă au fetele, e cu Duba facem de plasă. Vai, dacă învingem Bistrița, suntem acolo și noi avem forța. La momentul ăsta, la, exact la momentul ăsta, nu știu ce se va întâmpla în, în pauza asta competițională, ce jucătoare vor transfera cei de la Bistrița, la momentul ăsta zic că suntem peste ei și îi putem învinge acasă. Domnule profesor, văd orașe mari, orașe cu tradiție din toate punctele de vedere. Văd însă și localități gen Brazi și Prundul Bârgăului. Cum apare fotbalul feminin la nivelul ăsta, domnule, acolo? Ce au... Din potrivă, după părerea mea, e un câștig, fiindcă ce se întâmplă în comună, într-o comună chiar... Ce poate să existe? O echipă de băieți, fotbal, cum e cazul și la noi în județul nostru, și a doua echipă de fete. Braz este o comună puternică. O deci comună mare, dar tot comună rămâne. Comună, da, tot comună și vă dați seama, atrag fete, pot acorda, am înțeles că le au prime de joc, pot acorda un ban, fetele se bucură, vă dați seama și din punctul de vedere pentru ele sunt câștiguri, să câștigi un ban. În general, fetele din București și din Ploiești se orientează către, către Brazi. Ele au și tradiție, sunt de ani buni în Superliga Națională. Ce se întâmplă acolo e că nu cresc junioare pe, ca noi și... E un fenomen artificial, mai mult. Da. Ajunge, vă dați seama, rutina aceea care se întâmpină multe echipe la un moment dat. De atâția ani împreună, jucând, apare o rutină. Nu au motivație, ele oricum nu pot câștiga campionatul niciodată. Și se confruntă cu această problemă. Chiar am vorbit, o atâta timp că nu crezi să-ți vină fete din urmă, niciodată nu o să poți rezista. Eu chiar nu le văd bine pe cele de la Brazi. La Prundul Bârgăului, cum a apărut echipa asta? Ce e cu ea? Heniu Prundul Bârgăului s-a născut din echipa de fotbal băieți. Echipa comunei, activa în Liga a 4-a, cum e și la noi divizia D. S-au desfințat, iar domnii conducători de acolo s-au gândit că ar fi bine să facă o echipă de fotbal fete și așa a luat naștere echipa din Heniu Prundul Bârgăului. Chiar glumeam cu președintele de la Baia Mare. A pierdut câteva fete, au plecat la dânsul, la, la Baia Mare și le întreba pe fete, președintele la Baia Mare, măi fetelor, ce ați găsit voi acolo? Fiindcă acea comună are o singură stradă. Da. Ați plecat din Baia Mare, un oraș cu atâția locuitori și v-ați dus în, în acea comună cu o singură stradă. Ce să găsească? Vă dați seama... Le dau bani, nu foarte mulți, că vă dați seama, nu sunt fotbalul feminin foarte mulți bani, dar vanis ele să bucure și preferă să meargă acolo. Poate și condiții bune de cazare, nu știu cum. Condițiile sunt, da, sunt la fel de bune cum le avem și noi de cazare, zona e frumoasă, cam asta. Stai la pensiune și vii cu bani. Da, Baia Mare nu le poate deocamdată satisface aceste pretenții și au preferat să meargă acolo.
Interesant ce spuneți. Baia Mare nu poate, poate Prundul Burgăului. Da, Baia Mare în Liga a doua, deci dacă Baia Mare, oraș mare în Liga a doua. Galațiu, nu știu dacă știți, s-a retras echipa care ne-a îmbătut anul trecut la promovare și care se trage din echipă de Liga 1, s-au retras. Ce se întâmplă când încerci, cum au încercat cele din Galați, cum văd acum că încearcă și Bistrița, oferindu-le bani mulți. Nu poți să reziști, fiindcă în fotbalul feminin deocamdată nu investește lumea banii, nu este un sport care să facă publicitate și riști la un moment dat să rămâi fără bani, faci datorii și te retragi. Ei, așa asta cred că s-a întâmplat și la Galați, oferindu-le salarii mari sau ceva de genul, echipa de la Galați s-a retras. Vrea să vrea și antrenorul. Vrea să ne ia și antrenorul și fetele. Călin. Chiar vorbeam cu Călin. Bine că nu te-ai dus. Vorbeam cu el, da. Nu, că a văzut, e bea deștept și știe ce înseamnă asta. Chiar am vorbit cu el, am vorbit mult timp, chiar mi-a spus că are ofertă. Mulții când aud de bani și de toate cele sunt încântați, încât nici nu mai vorbește unul cu altul. Noi am vorbit foarte mult și chiar ne bucurăm de alegerea făcută, fiindcă Iovansil, dacă vrea să plece, era liber din partea mea, prietenul meu, și îi vreau tot binele. Ne-am felicitat după alegerea făcută. Acum mă gândeam la fetele, acelea ce fac, fiindcă sunt fete aduse de la Timișoara, la Galați, de la Craiova, de la Târgoviște. Au rămas ale nimănui. Au rămas ale nimănui, facultatea au acolo, părinții se bucurau că le dăteau masă, cazare, acum ce vor face fără masă, fără cazare? Ăsta e și riscul până la urmă în fotbalul ăsta feminin sau în fotbalul mai mic. Sunteți adeptul unei construcții step by step, exact, fără creșteri și clocotiri spectaculoase, dar sănătoase, care cu timpul... Exact, niciodată să nu riscăm să ne retragem, să fim nevoiți să dăm fete. Nu știu, nu-mi place să risc la momentul ăsta. E bine să mergem, să ne întindem când ne permite plapuma, vă dați seama. Domnule Adrian Cioacă, povesteați de lupta de la Craiova, acel 3-3 cu jucătoare eliminate. 3 jucătoare eliminate, 3 jucătoare importante. Ne bucurăm că două dintre ele au primit câte o etapă suspendare, fiindcă a fost vorba de două cartonașe galbene. În schimb, una dintre jucătoare, Flori Chiar, una dintre cele mai importante, capitanul, și cred că capitanul echipei și veteranul, veteran, da? Toate fetele se strâng în jurul Evangeliei, e o jucătoare foarte importantă pentru noi și campioană la tenis de picior. Sau? Campioană mondială. Mondială la tenis de picior, da. Da. A luat roșu cu o altă carte cu o jucătoare, 3 etape. Ne-a lipsit și la Brazi. Ne-a lipsit și la cu Târgu Mureșu, unde v-am zis că ce-am suportat. Și o să mai stai în meciul de cupă, de asta ne bucurăm, că mai are a 3-a etapă de suspendare în meciul de cupă cu Târgoviști. O să o avem la meciul cu Henriu Prândul Burgăului într-un meci decisiv. Domnule profesor, arbitrajele cum sunt în Superliga Națională de Fotbal Feminin pentru Universitatea Alexandria? Cum se vede din perspectiva asta, din foișorul numit Universitatea Alexandria? Da, ce să vă spun? Vă gândiți așa puțin? E prima oară, da? E prima oară când suntem arbitrații de... Cine arbitrează? Arbitrii în afara județului. Fiindcă... Arbitrii bărbați sau femei? Care... Și fete, și femei, și bărbați. Și la centru? Da, și la centru. Aici, în Superligă, ce să vă zic, solicităm mai tot timpul arbitrii străini, adică din alt județ. Și spre uimirea mea, avem parte de niște arbitraje foarte bune. Eu, unul cel puțin, sunt foarte mulțumit. Noi am avut cam tot timpul arbitraje din București și am fost foarte mulțumit de aceste arbitraje. Alți colegii din țară se plâng de aceste arbitraje. Deci nu știu ce să spun. Eu, unul, sunt foarte mulțumit de arbitrajele de care am avut parte și acasă și în deplasare. Pot să spun că la Bistrița am avut oarecare semne de întrebare la unele decizii, însă nu a influențat rezultatul final. Dar pe parcursul meciului au fost niște decizii care controversate, câte puțin ele se apropiau de poarta noastră. Dar în rest v-am zis, eu unul nu sunt adeptul de a discuta arbitrajele, eu nici nu-i cunosc pe arbitrii, mă uit cu o zi înainte de meci, mă uit cine ne arbitrează, chiar nu, pentru mine nu contează cine ne arbitrează. Domnule profesor, Universitatea Alexandria nu înseamnă doar echipa mare, atât cât poate fi numită ea echipa mare, exact, la Universitatea Alexandria, cea care evoluează în Superliga Națională de Fotbal Feminin. Aveți grupe de vârstă pentru toate categoriile de junioare și aveți și rezultate foarte importante în fiecare turneu la care ați participat. Ați fost campion și la Fălticeni, am vorbit despre treaba asta, ați câștigat și un turneu aici la Alexandria, am transmis atunci cu ocazia aceea de la sala polivalentă toate meciurile pe care le-a avut Universitatea Alexandria.
S-a înființat de curând, nu era anul trecut, sezonul Nu, trecut competițional, nu s-a, acum s-a nu înființat. exista acel turneu de tinere speranțe sub 16 ani, Liga Nu, 3 cu modelul Liga, Liga 3, dar Liga noi avem 3. trei ligi acum în fotbalul feminin. Superliga Națională, să le luăm metodic. Avem Da. primul eșalon fotbalistic, este Superliga Națională de fotbal feminin, unde v-ați calificat dumneavoastră în această toamnă. Da. Liga 1 cu cele două serii, De câte Sud, 7 echipe, de câte da? 7, Sud Liga și 1, Nord, da, nu? exact. Așa, și acum a apărut această a treia ligă. 21 de echipe. 21 de echipe, la dacă nivel vine. național, da? Exact, da. Cum sunt ele împărțite zonal și Da, pe criterii ce se întâmplă geografice. acolo? Da, pe criterii geografice am considerat că fetele care nu au posibilitatea de a juca în Liga a doua, fetele tinere care nu au posibilitatea de a juca în Liga a doua și în Superliga Națională, să aibă posibilitatea de a juca în așa zisă Liga de Tineret Speranțe, trebuie să aibă vârsta maximă 16 ani. Am făcut pe criterii geografice pentru costuri. Noi suntem în zona 3, adică în zona de sud a țării, în componență, suntem în aceeași urnă cu Craiova, cele două echipe din Craiova, Victoria Craiova și Real Craiova, plus noua înființată echipă Petrolul Videle, sau cum se numește, ACS Petrolul Videle. Acolo este antrenor Burcea Iulian, probabil că îl știți, din fotbalul județean. E prietenul meu, s-a ocupat de mult de fete și l-am ajutat pentru a-și construi această echipă și am înscris-o în Liga 3. Se organizează pe turnee această competiție. Sunt trei turnee care vor avea loc. Unul a avut loc deja la Alexandria în octombrie, luna octombrie acestui an. Îi mulțumim domnului Prodan pentru sprijinul acordat, fiindcă dânsul ne-a ajutat și cu echipamentul pentru fete, cu minci, arbitraj. Are un rol foarte important la noi, la echipă, și vreau să îi mulțumim pe această cale. Am câștigat toate meciurile, s-a jucat în sistem turneu, v-am spus. Am învins Videle 10-0, Real Craiova 12-1 și pe Victoria, cealaltă echipă din Craiova, 11-0, ceva de genul. Aveți ceva împotriva craiovencilor? Da. De la 10 în sus. Prietenii noștri sunt cei de la Craiova din acest moment. Suntem pe primul loc și aici la Liga 3, v-am spus. O să mai fie două turnee, unul la Craiova și sper încă unul la Alexandria, să-l organizăm. După aceste trei turnee, prima clasată din cele 5 zone vaniți din țară se va califica la faza finală, care va avea loc în luna iunie, încă nu se știe locația, noi sperăm la Brașov, fiindcă e la jumătatea țării și ne putem strânge acolo. Echipele câștigătoare, primele două clasate, se pot califica în Liga a doua. Liga 1, cu cele Liga două 1, serii, da. Seria Sud și Seria Nord. Ce veți face dacă, în eventualitatea unui scenariu optimist, apocaliptic, optimist, dar foarte realist, da, e posibil să câștigați turneul ăsta? Da, după părerea mea, suntem acolo. O să ne batem cu Clujul. Cu siguranță aveți șanse să vă calificați. Da, Cluj și Târgoviște. Noi, Cluj și Târgoviște, suntem principalele favorite. Suntem acolo. Nu știu, încă nu ne gândim. V-am zis, noi promovăm fetele la echipa mare, care sunt cele mai talentate, le vom lua la echipa mare. Nu ne-am gândit la... Ne gândeam așa, într-un timp, ce ar fi să avem și echipă la Liga 1, dar v-am zis, e foarte greu, fiindcă, în primul rând, nu am avea cum să ne ocupăm de toate, fiindcă doar eu cu Călin și... Mai angajați antrenorul, domnul profesor. Da, nu, ne e foarte greu. Vedem acum. Noi mai avem, în afară de echipa aceasta la Liga 3, avem junioare 2004-2005, locul 2 în țară, la Brașov. Am pierdut în finală cu Târgu Mureșu, 1-0. În rest s-a jucat fiecare cu fiecare. Au fost 8 echipe de 2004-2005 în țară. Le-am învins pe toate, în afară de Târgu Mureș. Am fost amândouă la egalitate de puncte până în ultima partidă decisivă. Le-am învins cu 1-0 și am terminat pe locul 2. La 2002-2003 suntem campioni, ne mândrim cu asta. Am învins toate echipele, de la un capăt la celălalt. Mi se pare că decât un gol am primit. Iar la 2001-2002 suntem locul 3 în țară, după Cluj și Târgoviște. Sunteți acolo. Da. E un mister până la urmă și pentru mine, urmărind așa și încercând să depănăm amintirile ultimilor ani, cum a reușit să prindă asemenea rădăcini și să dea asemenea roade fotbalul feminin în Alexandria, unde, în general, roade, pilda asemănătorului e cu final trist.
Eu vă țin pumnii să reușiți să duceți toate bătăliile acestea sau toate activitățile acestea pe toate fronturile. Suntem în ultimele 5 minute ale emisiunii și vreau să vă întreb, pauza aceasta competițională, pauza aceasta de iarnă între tur și retur, este una destul de lungă. Cum o împărțiți, cum o gestionați, ce planuri aveți? Da. Odihnă, în primul rând. Da, avem sâmbătă, avem planificat banchetul fetelor la sfârșit de an. După aceea, la sfârșitul lunii ianuarie, le vom chema la sfârșit, la 20 și ceva ianuarie le vom chema la pregătire, fiindcă vineri să martie începem în returul. V-am spus, de achiziții încă nu se pune problema, mergem pe același lot, chiar suntem fericiți, suntem chiar liniștiți în primul rând că nu mai stăm cu ochii în curtea altora, avem fete talentate și mergem pe mâna lor. Așteptăm în continuare sprijinul financiar, v-am zis, primăria este alături de noi și le mulțumim pe această cale. Sperăm și la anul să fie alături de noi. Și în rest, noi să fim sănătoși, fetele la fel și să avem putere de muncă. Să ducem la bun sfârșit această Sunt treabă. fete care au oferte de la Universitatea Alexandria? Nu, deocamdată nimeni nu are ofertă și nu ne-ar interesa. Dar, sincer, n-am primit nicio ofertă pentru nicio fată. Sperăm ca anul acesta să nu avem parte de aceste, între ghilimele, surprize. Avem nevoie de toate, Speranțele deocamdată. președintelui de la Universitatea Alexandria. Lăsați-ne Da, jucătoarele în pace. lăsați-ne în pace să ne pregătim de De Champions League, Champions cum League. Vedeți spunea că Mircea. vorba asta a dus direct La faliment. la insolvență până la urmă. De când echipa este în Superliga Națională de Fotbal Feminin, au fost mai multe convocări de la loturile naționale? Sau ați Da, păstrat cam aceeași medie? nu, au fost mai multe convocări, mă gândesc la fetele de 2000 născute, Andreea Diță, care v-am spus de ea, noua speranța noastră, este singura care a fost convocată față de fetele care le aveam înainte. Ne mândrim că avem trei fete, Vasileana Maria, Iulia Săvescu și la 97, deci Iulia, nu mai rețin acum, și Alexandra Nica, care s-au calificat la turul de elită, care se va desfășura în luna martie, cu șanse mari de a se califica la campionatul european. Noi aceste trei fete le avem în componență, două dintre ele sunt și titulare, care ne cinstesc echipa și numele orașului. Domnule profesor, nu v-am întrebat despre aspectul ăsta al activității dumneavoastră. La nivelul Federației Române de Fotbal sunteți unul dintre promotorii oficiali, oamenii cu decizie în fenomenul fotbalistic al fetelor. Vreau să vă întreb, pe lângă echipa de la Videle, la cărei înființare ați contribuit și dumneavoastră, mai sunt semnale că vor mai apărea nuclee de fotbal feminin în Telorman? Da, unul va fi sigur la Roșiorii de Vede, am vorbit cu domnul profesor Victor Cioacă și la anul și dânsul își va înscrie echipa. Eu zic că de el sunt sigur, dar pot să mai fie două echipe care își vor înscrie școlile. Fain să o cunosc toți profesorii din județ, am mulți prieteni și chiar sunt interesați de a-și înscrie echipele școlii în asemenea competiții. După cum bine știți, olimpiadele nu oferă un număr mare de jocuri. Așa, fetele sunt înscrise în această competiție, nu le costă nimic. Joacă fotbal, se plimbă, totul e de plăcere și de ce să nu participe și ei. Eu chiar m-am gândit, de asta am înscris echipa din Videle. Sunt fete talentate din zona Videle care nu pot veni la Alexandria. Nu neapărat că nu sunt talentate. Însă e distanță. 20 de lei pe zi, naveta, deja înseamnă foarte mult să vină la un antrenament. La Roșior la fel. Iar am cunoscut fete talentate și de aceea, dacă noi construim aceste echipe în zona aceea, toate fetele talentate vor juca acolo, iar în timp cele mai bune fete le vom acapara la Vezi Universitatea un Real Alexandria. Madrid al fotbalului feminin Da. din În alte Telorman, zone nu mai avem în unde. alte În zone nu turnul mai sunt aveți. eu acolo și știu ce se întâmplă. La Zimnicea la fel, nicio șansă. Scurt, pentru că cred că deja am depășit timpul emisiunii, cam câte fete sunt angrenate în proiectul Universitatea Alexandria? Cu tot cu junioare? Cu tot cu junioare. 40 de jucătoare. 40 de jucătoare poartă tricoul N-am pus Universității Alexandria. 2004-2005, decât Liga a 3-a și Liga 1-a avem 40 de jucătoare, ne mândrim. Acelea. Multe pentru o Legitimate. echipă care are o extensie de 3-4 ani. 2 ani. 2 ani. Ia uite, v-am dat Acesta un e an în al plus. În 2012 ne-am înființat, doar e al treilea an competițional.
Bun. Multă baftă în continuare. Mulțumesc. Mulțumim. Că ați venit și eu vă mulțumesc. La Sportul Special. Dragi prieteni, emisiunea noastră se termină aici. Întâlnirea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu noi. Săptămâna viitoare și pe parcursul acestei luni vom analiza și vom diseca ceea ce s-a întâmplat în fotbalul băieților la nivelul județului. Săptămâna viitoare invitat președintele AJF-ului, domnul Stan Prodan, împreună cu care vom încerca să dezlegăm misteriile și, până la urmă, necunoscutele din ecuația ce se întâmplă cu Liga 4 și cu celelalte ligi ale fotbalului teleorman. Până atunci însă toate bune, rămâneți cu Media Sud în câteva minute, urmează știrile, noi ne vedem și pe sportsud.ro. La revedere!